Nicolae Dică, unul dintre cei mai experimentați jucători de la CS Mioveni, și-ar fi dorit un alt deznodământ al partidei cu FC Vaslui, chiar dacă știa valoarea oaspeților. Toți suntem supărați, nu? Acum vine această pauză de 2 săptămâni. Sperăm să vom merge în cantonament la munte, sperăm să facem o pregătire bună și în următoarele meciuri să reușim să scoatem punct sau puncte. Fiecare punct este foarte important pentru noi, așa că meciul foarte greu în continuare. Odată cu venirea lui Stochiță, credeți că aveți șanse să vă salvați? Normal, Neamie este un antrenor valoros, antrenor la echipe puternice și sperăm cu experiența dânsului și cu valoarea care are să ne ajute să rămânem în prima ligă. Dică și-a exprimat optimismul în privința șanselor de rămânere a echipei CS Mioveni în prima ligă, dacă pe banca tehnică va sta Mihai Stoichiță. Știam că avem un meci foarte greu, Vazul este o echipă foarte puternică, dar nu ne așteptam să facem un joc așa de slab. 5-0? O să mă spui la 5-0. Următorul joc al celor de la CS Mioveni e programat pe 14 octombrie cu Rapid București în deplasare.